Parte din dumneavoastră ați fost aici. Sigur, dacă ar fi să parafrazez un ziar central care în urmă cu un an și ceva scria la comandă, dar nu politică, cu siguranță, că acesta este un centru al inutilității, un monument al inutilității, cu siguranță el nu este. Drept dovadă că în ultimii 2 ani aici s-au desfășurat 4 ediții ale târgului de la Dezești, respectiv 2010 târg de primăvară, 2010 târg de toamnă, 2011 târg de primăvară, 2011 târg de toamnă. Recent au fost câteva firme, nu spun de unde, cu produse de semințe de legumicultură. Au fost foarte multe evenimente care s-au desfășurat în acest centru transfrontalier. Cu siguranță el va deveni etern, eu nu, din păcate, nici consiliul local, nici viceprimarul comunei și nici comunitatea locală. Dumneavoastră cu siguranță veți aprecia dacă eu am dreptate sau nu am dreptate vis-a-vis de ceea ce vedeți aici cu ochii dumneavoastră. Sigur, motivele pentru care v-am invitat astăzi sunt deja arhicunoscute. Nu mi-am imaginat vreodată, vis-a-vis de ceea ce am făcut, am pus tot sufletul meu, eu, viceprimarul, comunitatea locală, consiliul local, primăria, pentru că acest centru transfrontalier să fie reprezentativ pentru comunitatea noastră, a comunei Fârliug și respectiv a satelor învecinate și nu numai, și ale zonelor limitrofe. Nu mi-am imaginat vreodată că voi ajunge să fiu trimis în instanță pentru ceea ce am făcut, nu pentru ceea ce n-am făcut. Și aș vrea să specific de la început, să vă spun, înainte de a continua, că alături de mine este viceprimarul comunei Fârliug, domnul Negariu Cornel, care de la început și până la sfârșitul proiectului a fost, eu știu, martor ocular, și în dreapta mea se află domnul avocat Cosmin Bolosin, care știe și el foarte multe din acest dosar. Și să revin, nu mi-am închipuit vreodată, dar vreau să specific de la început, pentru că este important pentru mine, este important, poate pentru mine este foarte important pentru cei care sunt în postura mea, să vă spun de la început și specific asta, dacă cineva îmi va aduce vreo dovadă că am cerut sau am primit un cent vis-a-vis de implementarea acestui proiect, a doua zi îmi dau demisia. Pentru că de luat nu puteam să iau, pentru că tot ce s-a desfășurat prin conturi bancare. Este foarte clar. Sigur, sunt vreo 2 sau 3 sau chiar mai multe motive și îmi asum responsabilitatea celor pe care le spun acum dumneavoastră, pe care vă respect, presa, mă rog, dintotdeauna am dorit să o respectăm, poate înainte n-a fost respectată, este respectată acum și cred că va fi respectată, pentru că de cele mai multe ori spune adevărul. Sunt trimis în instanță, culmea culmilor, datorită și unor parteneri care, o să vedeți acolo, aveau responsabilități clare față de implementarea acestui proiect. Și ar vrea să nominalizez, din păcate, pe acest domn Joan al Consiliului Județean, care are pălărie și, cum se numește, trabuc, a la Clint Eastwood și mustața la, cum se numea, Franz Josef, care se numește Naidan și care o să vedeți, o să vă uitați în toate documentele, în toate documentele avea o responsabilitate extraordinară. Această responsabilitate a lui, prin hotărâre de Consiliul Județean, a respectat-o doar până în momentul în care a avut el interes. Și în instanță o să argumentez asta. În momentul în care n-a mai avut interes, ne-a părăsit. Și încă ceva foarte, foarte important, lucru pe care să-l vedeți din astea, contractul acesta, al acestui proiect, din start și până în final a stat în birourile lui. El era scris în limba engleză, niciodată n-a catadixit să mi-l traducă. O să vedeți, sunt foarte mulți responsabili la acest proiect. Cum am ajuns eu să fiu responsabilul? Curmea, cu eu nu puteam să fac nimic fără ei. Nemai discutând de biroul de cooperare transfrontalieră de la Timișoara, a cărui reprezentant Anca Lolescu și-a trimis reprezentantul la nivel județean pe Simona Marin, eu nu puteam să fac nimic fără ei. Este incredibil, a fost incredibil pentru mine, vă spun, prima dată când am fost chemat la București, și o să vă spun detalii după aceea, am rămas surprins, doi, nu se poate să faci ceva și să cheme în instanță, nu în instanță, la audieri. Sigur, și al doilea motiv pentru care sunt și de-a dreptul, iar sunt indignat, sunt aceste structuri pe care le-a creat cel pe care l-am votat de 2 ori și nu l-aș mai vota niciodată, regret din tot sufletul, sigur. Știți despre cine este vorba, o țară nu se poate conduce cu DNA-ul și cu aceste structuri de informații.
Paradoxal, în octombrie anul trecut, președintele Consiliului Județean Sorin Fruză Verde făcea afirmația că România a devenit un stat polițienesc. Am fost de acord cu domnia sa și atunci, sunt de acord și acum. Este incredibil unde am ajuns cu agenturile de informare. Este incredibil. Acest DNA de la Timișoara, care m-a anchetat pe mine și n-a ținut cont de niciun fel de legi, nu se poate să mă trimiți în instanță cu Ministerul Administrațiilor și Internelor, iar pe dumneavoastră vă rog să vedeți ce spune Ministerul Administrațiilor și Internelor în 2010, la finalitatea acestui proiect. Spune că toate sumele au fost cheltuite corect, în interesul proiectului. Le-am spus asta la DNA Timișoara, n-au vrut să le ia în seamă, pentru că ei sunt stat în stat. Așa spun ei. Și o să vă spun altă dată, acum vă spun doar cu titlul informativ, despre câțiva indivizi, nu vă spun unul, doi sau cât sunt, de la DNA Timișoara, despre care am dovezi clare cu martori că sunt hoți, eu nu sunt, ei sunt. Dar o să vă spun, nu vreau să le amestec acum, pentru că vreau să termin acest lucru și atunci o să vă invit și o să vă spun cu martori că ei sunt hoți și eu nu. Mai mult decât atât, ce pot să spun? Că sunt de-a dreptul dezamăgit. Nu știu dacă voi mai candida, cu siguranță le-aș face satisfacție, le-aș da satisfacție altora, dar am sufletul împăcat în fața mea lui Dumnezeu și a mass media și a tuturor. V-am spus încă o dată și repet, dacă cineva îmi demonstrează că un cent am luat, a doua zi îmi dau demisia. Vă mulțumesc. Cunoașteți destul de bine cu un proiect european. În desfășurarea lui prevede anumite norme și proceduri. Este imposibil să desfășoare o singură persoană să implementeze un proiect, pentru că e un volum mare de lucru. Vreau să vă spun că de la Consiliul Județean la finalizarea proiectului am primit și se găsește la noi în arhivă un număr de 17 bibliorafturi care conțin mii și mii de pagini în implementarea acestui proiect. Pentru reușita lui și-au adus contribuția 5 instituții ale statului. Este vorba de Consiliul Local Frâliu, Consiliul Județean Caraș-Severin, care s-a ocupat în mare de implementarea acestui proiect. După aceea vine Biroul Local de Cooperare Transfrontalieră Reșița, Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Timișoara și Ministerul Dezvoltării, care au monitorizat pas cu pas. Este imposibil și aici vreau să îl întreb încă o dată în fața dumneavoastră pe domnul avocat. Dacă în acest dosar, din persoanele publice, din ce am enumerat eu, cele 5 instituții ale statului, cine este trimis în judecată? O singură persoană publică, practic. Da? Domnul primar Bordeaux. Deci, atunci vă lansez și eu o întrebare. Dacă este posibil, la ora actuală în România, un proiect care este instrumentat, monitorizat de 5 instituții ale statului, cu o echipă de implementare, stabilită la nivelul Consiliului Județean, cu specialiști, că dacă o să citiți CV-urile lor, sunt impresionante, vă spun. Eu nu prea am mai mult cultură industrială de asta. M-am impresionat. Zic, domnule, nu se poate. Asta va fi un proiect șnur. Va merge fantastic. Iată cu o echipă din 7 persoane, din Consiliul Local 25 din Consiliul Județean, plus ceilalți care, bineînțeles, și ei și-au luat salarii după treaba asta. Biroul Local, Biroul Regional, Ministerul. Domnule, am spus că se întâmplă lucruri extraordinare. Iată, domnule, că în final s-a găsit vinovatul, adică veșnicul ăla Carpăun, adică Bordus, este vinovat. Și întrebarea mea, revin cu ea, este posibil ca o singură persoană, indiferent chiar dacă are o minte diabolică, reușește să fure, să deturneze fonduri europene, când totul este monitorizat? Făceam această referire la faptul că vorbim de un număr de 197 de file, cu toate că în dosar sunt doar 3 infracțiuni reținute în sarcina domnului primar Bordus. Eu nu o să-i spun inculpatului Bordus doar prin prisma dosarului, o să-i spun domnului primar Bordus, fiindcă aceste 3 infracțiuni, prima infracțiune este schimbarea fără respectarea prevederilor legale a destinațiilor fondurilor obținute din bugetul general al comunității europene sau din bugetele administrate de acestea în numele lor, cu consecințe deosebit de grave. Asta ar fi un doilea capăt de acuzare este deturnare de fonduri și al treilea capăt de acuzare, complicitatea la săvârșirea infracțiunii de fals închis în natură privată ca infracțiune în legătură directă cu infracțiunile de corupție. Bineînțeles, toate aceste infracțiuni reținute în concurs și, bineînțeles, în concurs ideal. Eu vă spun și trebuie să aveți în vedere faptul că se vorbește de un prejudiciu practic compus din două elemente.
Și anume, este un prelucru de 52.994 de euro, echivalentul a 223.978 lei alocată din fondurile FARE și 74.659 lei alocată din bugetul de stat cu titlul de cofinanțare. A înregistrat pe rolul judecătoriei Reșița rechizitorul întocmit de Direcția Națională Anticorupție, Serviciul Teritorial Timișoara, prin care s-a dispus trimiterea în judecată a unui număr de 7 inculpați, în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea unor infracțiuni de corupție prevăzută de legea 78/2000, respectiv a infracțiunilor prevăzute art. 18, indice 2 și 17, a infracțiunii de deturnare de fonduri, precum și a unor infracțiuni în legătură cu aceste infracțiuni de corupție, respectiv false înscrisuri sub semnătură privată și false înscrisuri sub semnătură privată prevăzute de codul penal. Domnule, dar adevărul că au plătit. Zona asta, prin urmate, că el se gândește, bă, că n-am furat, că n-am luat, că n-au dispărut banii, că dacă trecea piața pe hârtie.